O altă comună din județul nostru, unde Ziua Pământului a fost sărbătorită, este comuna Malovăț. Membrii și simpatizanții PSD de aici s-au alăturat campaniei de ecologizare și s-au implicat activ în strângerea de gunoaie de pe drumurile publice. Conștientizând cât de important este faptul să trăim într-un mediu curat, atât pentru propria sănătate, cât și pentru cea a naturii, membrii echipei PSD din comuna Malovăț au strâns toate gunoaiele aruncate pe marginea drumului. Pe lângă multe alte comune, și Malovăț a fost pe lista celor în care echipa PSD Mehedinți a desfășurat ample acțiuni de ecologizare. Liderul social-democrat din Mehedinți, Aladin Georgescu, a fost prezent la fața locului unde i-a îndemnat pe cetățeni să păstreze un mediu curat, iar responsabilitatea civică să nu lipsească nici de această dată. De asemenea, Michescu Ion, primarul PSD al comunei, s-a alăturat campaniei de ecologizare, iar ca de fiecare dată a demonstrat că bunăstarea cetățenilor îi este prioritară. Împreună cu conducerea la nivel de județ a Partidului Social Democrat s-a organizat această acțiune, având în vedere că azi 22 aprilie este Ziua Pământului, care a fost oficial înființată în 2009 de către ONU. Marcăm în acest sens și noi Ziua Națională, încercăm să ecologizăm anumite zone. La noi este o tradiție pentru că de când sunt primar, în fiecare primăvară avem acțiuni acestea pentru a ecologiza zonele care sunt, le știm ca, să le spunem în ghilimele, fierbinți din punct de vedere al depozitării gunoaielor. Și de fiecare dată, în fiecare primăvară, noi facem acțiuni. Cetățenii au înțeles faptul că menținerea unui mediu curat este benefică pentru propria sănătate. O comună curată și verde va fi de acum înainte sloganul cetățenilor din Malovăț.